Salut, eu sunt Bogdan și de 11 ani locuiesc și muncesc în Marea Britanie. Dar în ultimul timp trec printr-o stare catartică? Ăsta e cuvântul în română? Hai să vă învăț un cuvânt mișto în engleză. Cathartic. De pe Google s-ar putea traduce în catartic. E o stare în care te reculegi și îți evaluezi situația și deduci ce poți face mai departe, mai bine. Pe mine, per total, mă face să mă gândesc că ar fi momentul să plec în altă țară, undeva gen Portugalia, unde e însorit, sau Spania, că ar fi mai ușor să învăț limba. Dar video-ul de azi nu e despre mine, este un update la situația Brexitului. Sau mai bine zis, un update la condițiile de a veni și a munci în Marea Britanie începând cu 2021. Brexitul s-a cam terminat acum. Am plecat, s-a restabilit moneda, lira e puternică din nou, există stabilitate și certitudine pe piață. Acum avem virusul corona care ne strică toate afacerile și ca urmare n-avem dreptul la mărire, n-avem dreptul De ce fac videoul ăsta? E pentru că s-au lansat oficial pe gov.co.uk că vom avea un sistem asemănător cu cel australian, un sistem de puncte. Sistemul ăsta blochează intrarea muncitorilor necalificați sau așa zis muncitorilor manuali, pentru că esența e următoarea. Poți să vii aici calificat dacă ai deja o ofertă sau deja un job. La minutul ăsta, în mod special, încep sfaturile. Dar până să începem absolut orice, legea spune că trebuie întâi de toate să apăsați pe subscribe și apoi pe butonul ăla care vă ține la curent când uploadez un video nou. Boom! Hai să începem! Dar ghiși ce, a ieșit soarele, o zi mai frumoasă, deci video o să fie mult mai pozitiv și am ieșit în oriunde, doar să nu mai fie depresiv. And you know how to forget all the wrongs and every reason why we've changed. Blana, e mișto când iese soarele, poți să ieși un pic să-ți placă să fii afară, să-ți placă să fii aici. Hai să revedem condițiile de settled și pre-settled. De fapt, pre-settle status acum ți-l e imediat ce sosește aici, ceea ce e un mare avantaj. Dacă vrei să vii în continuare, ăsta e momentul să vii. Ai până la sfârșitul anului, până pe 31 decembrie 2020 să vii în țară. Aplică la această schemă de ședere și efectiv îți trebuie o singură zi de stat în Anglia ca să fii pre-settled. Atâta timp cât ești înregistrat, tu împreună cu ceilalți peste 3 milioane înregistrați în schema de a veni aici, poți să-ți menții statutul și poți să muncești aici. Și apoi settled status îl iei când cumulezi cei 5 ani consecutivi. Hai să vă spun despre condițiile de muncă. Sistem văzut în Australia și Noua Zeelandă și în Singapore. Un sistem de intrare și de a munci într-o țară bazat pe puncte sau pe nevoie. Da, mișto, filmam cu sus în jos. După atâta inundații în Anglia, mare parte Anglia este în continuare în secetă. După iarna asta, care a rezultat în foarte mult ud. Am vrut noi să filmăm afară că e frumos și e cald și totuși am ajuns acasă înapoi în locul ăsta. Foarte familiar! Ok, în cel mai serios mod. Este un sistem design făcut să permită numai celor supra-calificați. Master, doctorat, savant, cercetător, genii moderni. Pe lângă faptul că vor să-și reia controlul asupra granițelor, englezii vor de asemenea să atragă cel mai bun și cel mai mare talent. Toți non-britanici care vor să intre să muncească în țară vor fi tratați egal, adică cei veniți din UE nu vor mai fi tratați mai flexibil. Mai bine primiți. A vrut, frate, a vrut. Anglia a vrut să părăsească, a vrut să fie din nou total independentă și uite că iese. Cred că pe mine asta mă stresează cel mai mult, că i-a ieșit lui Johnson. Este să reducă nevoia sau necesitatea de muncă manuală ieftină, adusă din Europa. Ia câte niște condiții. Hai să începem cu munca
supracalificate de cercetător, de savant, de PhD, de doctorant și de doctori propriu-zis medicali. Absolut oricine trebuie să aplice la o intrare în țară. Trebuie să demonstreze că au deja un job garantat și acel job garantat trebuie să aibă un salariu minim. 20.480 va fi absolut minimul pentru oricine care vrea să muncească calificat, aparținând uneia dintre aceste arii STEM. Uite un truc. Zicem că vrei să vii să muncești part-time aici. Oricât ai munci, 0,7 dintr-un contract, 0,5, 0,3, echivalentul se raportează 0,3% dintr-un contract full-time, atunci câștigi 0,3 din 20.000, dar echivalentul este același. Apoi, ia câte un tabel care îți explică cum ți se alocă pe faptul că ai un sponsor care te aduce aici cu o promisiune de job. 10 puncte dacă vorbești engleza la un nivel mediu minim, în sensul în care ești fluent. Acum chiar au o problemă. Nu mai poți veni și să nu vorbești limba. Serios. Salariile între 20.480 minim îți acordă 0 puncte în formula asta. 10 puncte dacă ai peste 23.000 și 20 de puncte dacă ai peste 25. Un salariu minim care îți poți permite să trăiești confortabil și atât ar fi 18.500, după părerea mea, dar asta nu în Londra. În Londra nici 30.000 pe lună, pe an, nu ți ajung să trăiești. Educația, ești masterant sau ești doctorant? 10-20 de puncte. Dacă nu reușești să ajungi la 70 de puncte, papa, nu ai voie să intri în țară să muncești. Ba da, nu, stai. Există șansa să fie lipsă de angajați în respectivele domenii. Deci dacă aplici și ai făcut 50-40 de puncte, însă este nevoie de tine și de meseria și calificările tale, vei primi surplusul de puncte și vei fi acceptat pe bază de un job pe care ți l-ai găsit dinainte. E un lucru bun pentru țară. Pentru că nu mai aduci acei oameni de care ți este ocazional frică să te apropii sau să treci pe lângă ei în metrou. Deveni sunt convins că tot o să intre, dar măcar o să îi blocheze în mare parte la granițe de data asta. Cât despre muncitori necalificați, poți intra pe acel contract. Și dacă odată ajungi aici, ori printr-o agenție, ori printr-un angajator pe care l-ai găsit pe LinkedIn, atunci poate poți negocia să-ți extindă contractul și ești ok, ești în grafic. Polonezii vin să adune varza și salata. Nu vor mai primi muncitori decât dacă este nevoie în rolul acela pe acea perioadă când este nevoie. Vara, presupun. Cred că ideea este să dea de muncă ceavilor, cei care trăiesc cu 5 copii alături pe banii taxelor. Noi venim să le luăm joburile. O intenție bună și acum le dă joburile înapoi. Pot să pun pariu că nu o să vrea să facă munca de jos englezul acum răsfățat. De asta spun că am un pic de speranță când zic muncă sezonieră, că mi-i imaginez că va fi o nevoie de asta. Însă ține minte, toată chestia asta cu intrarea pe bază de puncte, asta avantajează angajatorii, ideea de a reîntoarce economia și a o crește în Anglia, ceea ce înseamnă că ai de muncă în a-ți găsi acest job sau acest sponsor care să te invite ori cu un contract de muncă, ori la un interviu sau... Studenți! Voi aveți întrebarea asta, cea mai frecventă. Pot veni să studiez în Anglia? Da, absolut, nici o problemă. Însă veți fi acceptați bazat pe același sistem de aceleași puncte, dar aplicat vouă, evident. Trebuie să demonstrezi că ai o ofertă de la o instituție de învățământ. UCANS, acel site pe care ți l-am arătat în trecut, ți-am lăsat un link jos. Acolo aplici, acolo comunici cu universitățile pe care ți le-ai ales și la care ai aplicat. Ele îți trimit acceptări condiționate sau necondiționate, trebuie evident să-ți îndeplinești condiția, să-ți iei notele pe care ți le cer. Cu această dovadă poți aplica la a intra pe baza de sistem de student. Un lucru care e un pic care se aplica și înainte studenților, aceea că trebuie să demonstrezi că ai câțiva bani în bancă ca să poți trăi aici câteva luni până te așezi. Încă se negociază chestiile astea pe care ți le spun. În decursul anului vom avea update-uri și vom ști mai multe. Dar ca să vă liniștesc pe unii dintre voi, am vrut să vă zic că da, puteți veni să studiați în Anglia și anul ăsta și de anul viitor. Și în viitorul extins. Vize! Ne trebuie vize? Da, dacă stăm pe termen mai lung. Deci una e să vii să muncești sezonier pentru o vară, să fii exchange Erasmus, vii aici pentru 3-6 luni, ok. Dacă vii pe termen mai lung, vii să locuiești și să muncești cu acest contract și cu toate punctele adunate, atunci trebuie să aplici pentru o viză de ședere. Și cam atât pare a fi fost legislația pe
pe care o avem deocamdată. Schimba și bateria ca să continuăm. Cum poți să-ți găsești job înainte să vii în țară? Adică asta e ceva absurd și aberant, nu? Nu. Absolut deloc, e atât de modern încât nu realizezi. E simplu în sensul în care folosești formula timpul bun plus noroc. Sunt agenții care te ajută să-ți găsești de muncă în străinătate. Alternativ, cum aș face eu dacă ai ceva experiență formală și te apropii de acele puncte, pe LinkedIn aș căuta o firmă și una care știu că am șanse să mă angajeze bazată pe experiență, pe abilitățile mele, și aș lua legătura cu ei și aș aplica la un job direct pe site-ul lor. Și atunci vezi cum se simplifică toate chestiile. Ideea este că ei vor să te forțeze să faci un efort să-ți găsești de muncă. Ok, astea au fost update-urile. Am încercat să tai și să montez video-ul cât mai rapid ca să nu-ți pierd timpul. Dacă ești nou venit sau ți-e pur și simplu lene, te abonezi pe canalul meu, fă acum, apasă pe subscribe și pe clopoțel ca să știi atunci când uploadez ceva nou și urmărește-mă pe media socială, pe toată media socială, cu Bogdan Alexe TV, link-uri mai jos. Ne auzim săptămâna viitoare când ne întoarcem din nou la videouri despre a trăi aici. Pauză 4 sau 5 săptămâni lecțiilor de engleză. Ok, vă pup și ne vedem săptămâna viitoare. Salut!